bagă în Scirocco. Da, da. Foarte multă lume își cumpără mașini adecvat pentru vârsta lor, pentru... Da, 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 da. Nu-ți cumpără Stilea 7 la 18 ani. Exact. Cel mai urât BMW. Asta, da. Oribil. What the fuck? Asta e senzația, Mihai, dar nu e, realmente nu e, știi? Ia uite, aici e templu alb, cum zic eu. Mamă, chiar e imens, fost. Cristelian, haide, dă-i bătaie. Rupe-i pușul. Hai să dăm bătaie. Mame, vamanos, vamos! E prima dată pe scooter. What the fuck? Vamos! Nu pică spate sau ceva, nu? Da. Exact. Asta vreau să zic că tu te pui în de-asta, fără nicio problemă. Da. Experiență în Madrid. Dacă am mers cu 540, hai să mergem cu scooter. Exact. Vamanos! Oh! Să mă bată mama! Cine ar fi crezut că ajungem noi în Madrid să facem vlog de pe scutere MP3 Piaggio în Madrid? Niciodată n-aș fi crezut cu Mr. MTB! What the fuck, sper să se audă ceva! Chiar vânt! Cu siguranță vânt o să se audă! Oh, Stelian! Nu-ți fie frică! Ești pe mâini bune! Uite, aici e radar! Radar? Da, de aia frânează toată lumea. Da, de aia frânează toată lumea, și la 50. Și e fix la pancardă? Da. Aici în Spania toate radarele sunt care sunt fixe. Sunt semnalizate. Exact, sunt semnalizate. Cele mobile nu. Deși cele mobile, să știi că nu sunt ascunse. Adică dacă mergi pe aici și vezi că e un radar, vezi totuși că e mașina, dar nu e semnalizat, da, 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 ca și punct de radar. Oh, fuck it. Aici avem un parc din stânga și din dreapta, Parque Manzanares. Nu știu dacă se aude ceva de vântul ăsta. Aici începe să intrăm în Madrid, în pâine, nu? Păi oricum noi, deci unde stau eu e Madrid, la fel, e zona sud a Madridului, dar acum deja începem să intrăm în zona centrală. Să mergi pe aici mai ușor, ca să se audă cum trebuie. Exact. Cât consumă scuterul ăsta? Scuterul ăsta consumă, dacă mergi afară, cam 4 litri jumate. Dacă faci în interior, în Madrid, peste 5 litri. 5 litri consumă peste ceva? 5. Da, consumă destul de mult. Chiar nu m-aș fi gândit să consume așa mult. Scuterul ăsta e de 500. Se poate conduce cu carnetul B în Spania. Este considerat triciclu. Ok. Și nu ai nevoie să ai categoria A. Deci în România. Deci să conduci și pe asta, nu? Nu. Da, ba, în Spania da. Faptul da? Că ești aici, da. Pe meleagurile Spaniei, fără nicio problemă. Foarte. Dar în România nu. În România știu că nu-i voie, trebuie să ai carnet de categoria A. Ăsta e al treilea scuter care l-am. Am mai avut unul de 125. Ok. După aia unul de, de 400 și ăsta e de 500. Pentru Madrid e excelent, pentru munca pe care o fac eu e excelent. Uite, Madi, Audi! Nu prea o să vedem mașini spectaculoase, ca să zic așa. Nu, am văzut reprezentanța Audi acolo și am vrut să-i arăt lui. Ea e fan Audi. Uite, asta e viteza perfectă de mers, dacă putem să mergem. Așa? La 40, 30, 40, 50, maxim 50. Da, oh, pentru vânt zici, așa-i? Oh, Stelian, da. E senzația ciudată, așa-i? Când virezi, chiar e senzația foarte, virez. Foarte ciudată. Dar crede-mă că nu e, chiar nu. Ai picat vreodată cu scuterul ăsta? Nu. Nu? Nu. N-am avut niciun incident. Din 2010 sunt cu scuterele și n-am avut niciun incident. Cred că e mai complicat să scazi cu ăsta pentru că are 3 roți, are 2 pe față. Da, într-adevăr ajută foarte mult la stabilitate, dar... Nu e imposibil. Da, dar nu, e și în funcție de cum mergi tu. Sunt motocicliști care sunt foarte agresivi în trafic, știi? Eu, în general, eu merg normal. Da. Mai sunt zile în care mă grăbesc, mai accelerez, mă duc pe banda aia, dar rare ori. Tu ai o mașină pe care o conduci? Adică ai un F10, ai spus, nu? Da, am un F10, da. Da, aia e mașina care avem pentru familie, pentru când mergem, dar, mă rog, de weekend, ca să zic așa, când merg cu copii, cu soția. Ce am observat eu în Spania
nu prea merită să ai mașină mare. Uite cum e domnul cu Cayenne-ul ăla de acolo, Cayenne S, Turbo S. Da, nu prea merită. Nu prea merită pentru că sunt locurile de parcare foarte mici, nici mi se pare ireal. Și dacă îți dai seama, dacă te uiți atent, majoritatea, în fiecare mașină, câte o persoană la volan. Da, 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 exact ca România, nu? Dar oricum, ce-i foarte, foarte bine pus la punct în Madrid este mijlocul de transport. Da? Deci din punctul ăsta de vedere este jos pălăria. Okay. Autobuzele și metroul, sincer, e de nedescris. E foarte, foarte bine pus și la drumurile punct. Sunt foarte bune. Mă uitam, da, și drumurile, da, eu evident. Eu când am venit prima dată aici în Madrid, am întrebat-o pe verișoara lui Madi, unde este? Oh, 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 Țelianu! E doar senzația, Mihai! Da. E doar senzația, nu nesiguranță. Am întrebat-o pe Valo Madi, unde sunt gurile de canal? Că în România sunt peste tot, pe stradă. Și dacă ai observat, noi n-avem cabluri sus, pe stâlp. Da, dar nici pe cabluri pe stâlp, da. Când am fost în Cluj, acum vreo 7 ani, îmi amintesc, nu mi-a venit să cred când am văzut ce e acolo, cum arată stâlpii. Am rămas mască. Aici, toate cablurile sunt pe sub pământ sau eventual pe blocuri. Da. Deasupra sau pe lateralul blocurilor. Uite, avem aici în dreapta Museul del Prado, așa se numește. Citeai Museul del Prado, nu? Exact. Aici sunt picturi foarte, foarte importante. Ok. Ok, renovare. Probabil, nu știu, n-a fost de mulți ani. Aș fi vrut să văd în Madrid Santiago, dacă îl vedeam. Santiago Bernabeu. Da. O să-l vedem imediat, nu-ți face probleme. Oh. El taximetristo! El taxista! Trebuie să plângi puțin și pe Madi cu el. Da, neapărat. Chiar e foarte mișto. O senzație. Auzi, să le spune oamenilor că tu de fapt ții GoPro-ul. Este probabil ilegal ceea ce facem noi, dar tu ești cu o mână te ții. Cu da. O mână te ții de... O mână e pe... Suportul ăla. Pe suport, da. Apropo, uite, aici vine Real Madrid, echipa Madridului. În momentul în care câștigă o cupă, Cupa Spaniei sau Cupa da. Sau Champions League, petrecă, acolo vin și petrecă, da. Da. Se numește Plaza Cibeles. Și tocmai ce au câștigat, nu? Exact, a 14-a cupă, da. Au petrecut deja, nu? Au petrecut deja. A fost ceva de vis. Eu am fost aici seara. Și e foarte frumos și seara, că e destul de animat, e foarte multă lume. Exact. Deja suntem în zona centrală. Mamă, genial. Seamănă puțin așa cu Bucureștiul. Puțin. Uite, pe bună, da, sunt anumite chestii, dar nu, pe unde o să te plimbi, nu. Fii atent, Banco de Spania. Asta e Banca Spaniei? Da, asta e Banca Spaniei și aici, în stânga, e Banca Spaniei, da. Ok. Deci aici au spaniolii dinero. Exact. Tienen dinero aquí. Los ricos. Ok. Și să știi că anumite secvențe din filmul Casa de Papel s-au filmat aici, la Banco de Spania. Aici e Banca de Spania? Da. Aici căuta Madi să ajungă. Fix aici căuta Madi să ajungă. Păi Madi puțin mai sus aici. Da? Da. Madi căuta să vadă exact unde s-a filmat jaful din Casa de Papel. Păi fii atent, unde mergem noi acum, unde ajunge Madi, da? În Cadeao, acolo s-a filmat tot Casa de Papel. Okay. Când au căzut banii aia din ce, nu mai știu exact în care temporada, nu-mi vine limba română, în care sezon, pardon. Da? Nu știu dacă în trei, când aruncă ei banii aia de sus și lumea încearcă să-i prindă. Acum unde mergem noi acolo, în Cadeao, acolo s-a filmat. Ok. Mamă, fain rău. Asta e Gran Via. Gran Via? Gran Via, da, așa se numește strada asta. Aici cred că nu există mijloc de transport comun fără aer condiționat. Și uite-te stațiile, îți spune fiecare la cât vine, fiecare autobuz, bla bla bla. Pentru că aveți bandă separată pentru separată, bus da, taxi. Pentru autobuz, exact. Și nu merg mașinile pe banda respectivă. Taxiurile, motocicletele și autobuzele doar. Foarte. Atât. Și fii atent, majoritatea, eu cred că peste 80% deja din Madrid, stațiile de autobuz au ecranul ăla și îți spune, îți dă informația, exact. Îți dă informația la cât timp vine următorul autobuz. Uite, vezi, ăsta e taxi bus. Yes. Da. Mihai, încă o chestie. Ai observat că lumea nu prea claxonează aici? Nu prea se claxonează lumea.
Da? Sunt și momente, dar nu e așa agresivă lumea ca în București. Știi ce am observat eu? La sensurile giratorii... E diferit, se conduce diferit. Băi, deci intră în sensul giratorii foarte agresiv, adică nu... Da, îi taie, știi, da. Îi taie... Nu frânează deloc, adică intră direct. Da, exact, exact. După aia întoarcem aici, dacă e, și o ieși pe aia puțin, așa, dai o tură, să vadă și da, da, hai că mergem până la Santiago Bernabeu, ok? Ok. Departe rău? Nu, ar fi trebuit să merg în față pe acolo, știi, dar am eu scurtătură. Ok. G-Wagon! Oh, Steliano! Slowly! Oh, what the fuck? Asta e senzația, Mihai, dar nu e, realmente nu e, știi? Te înțeleg, n-ai fost niciodată și logic. E normal, dacă n-ai fost niciodată, e clar că e senzația aia de... Te simți așa instabil, știi? Da. Aici tot în zona centrală suntem. Mamă, ce frumos e aici. E frumos asfaltul. E așa pietruit. Și în ultimii ani vreau să zic că s-a pus foarte mult accent pe chestia asta cu închirieri de biciclete. Da? Da, pentru mediul ambient, adică... Dar să știi că se simte oarecum. Fiindcă e un oraș mai mare ca Bucureștiul și e mult mai aerisit. Aerul e mult mai... Vorbeam de claxonat, ai văzut, o stat 10 secunde până ei. Da. Deci chestia asta cu... Da, ei vor să lucreze foarte mult la chestia asta cu aerul curat în Madrid și s-a axat tare mult pe chestia asta cu închirieri de biciclete, să fie cât mai puțină mașină sunt în zona centrală. Sunt restricții auto în centru? Da, sunt, da. Deci de nu ai exemplu, voie să vii 39 aici? Nu pot să vii cu mașina ta aici. Mașini până în 2008 și trebuie să aibă eticheta B sau C. Okay. E vorba de emisia gazelor. Sau da. Cum e Euro 4 sau Euro 3, mi se pare. Ceva de genul. Ok. Oamenii s-au frumos, mănâncă. Ia micul dejun aici. Micul dejun. Nu mai e mic dejun de mult. Nu e mai mic dejun la ora asta. Da. E între mâncare. Nici n-am reușit să luăm micul dejun. Mi-e foame, vreau să încep un taco. La un euro de acolo. Din... Da, la 100 montaditos, vrei să mănânci bocadillos, așa, de alea micuțe la un euro. Da. Super tare alea, da. Era multă coadă data trecută când am fost. Da. Și am și o Toyota Aygo. Oh. Dar tot Madridul e așa într-o pantă totală. Da, nu? Da și nu. Zona centrală e puțin mai jos. Mai jos, nu? Da, dar uite, în momentul în care urcăm acum, rămâne așa... Păi nu o să poată să urce la infinit. Plan, da, clar. Mai la valiera în piept. Da, e pusă, da. Da? Ok. Rămâne, da, e pusă. Nu am pierdut-o încă. Încă. Chiar sunt curios dacă se aude ceva cu la valierele astea, pentru că nu au o protecție de vânt. Da, bună. Da, vedem că se aude. S-ar putea să fie ok. Vezi, în momentul ăsta noi, după rotunda asta, Glorieta, că nu știu cum se zice în limba română, așa? Roundabout. Bun. Ieșim deja din zona centrală și uite, acolo sunt camerele, dacă vezi camerele acolo sus, da. Acolo îți detectează dacă poți să intri în zona centrală sau nu poți să intri în zona centrală. Și dacă nu, dacă intri și n-ai voie, primești amendă. Primești amendă, da. Mi se pare că e 100 de euro, da. E ceva. Doar rezidenții care sunt rezidenți aici au voie să adică stea. Adică poți să ai mașină non-euro. Chiar dacă e mai veche, exact. Chiar dacă e mai veche fiind rezident. Dar probabil peste câțiva ani vor primi tichete. Ceva subvenție, da. Ca să-și schimbe mașina. Tu, F10-le tău e pe ce? Diesel sau benzină? E diesel, da. E diesel 190 de cai. Motorul B47.
da. În Almeria, în și în stai. În Almeria și în Cartagena sunt mai mulți palmieri. Da, evident, e altceva, Ferrari. Sunt Ferrari. No, Ferrari. Ferrari. În Spania. Da, în, evident, în zona aia, clară. Pare a fi o zonă tropicală, într-adevăr, acolo. Da, deci e genial. Și clima e altfel, bineînțeles. Pe, și clima. Pe tot litoralul Spaniei sunt foarte mulți palmieri, îți dai seama. Data viitoare vrem să mergem în Valencia. Foarte frumos și în Valencia. Am vorbit cu băiatul cu 540i, a zis că o să ne anunțe când o să fie campionatul de racing. E un campionat acolo internațional. Și să mergem exact când e campionatul. Excelent. Madrid e prea central totuși de coastă. Păi da, da. Madrid e exact, cam în mijlocul... E în inima țării, ca să zic așa, Madrid. Da, da, da. Da, deci toată lumea asociază, văzând harta Spaniei, văzând toată peninsula, crede că crede că e toată Spania, dar de fapt ai văzut că în partea stângă, o parte e Portugalia. Da, 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 da. Practicamente, știi? Deci nu e toată Spania așa mare. Cea mai extremă stară. Îmi amintesc că și eu așa am crezut la început, că e toată Spania și după câțiva ani mi-am dat seama, zic, stai mă, că nu, e, aia de fapt e Portugalia. Dar cred că Spania și Portugalia sunt cele mai safe țări în caz de război. Probabil. Pentru că sunt foarte departe. Probabil. Nu sunt... sunt apolitic, ca să zic așa, și nu prea sunt în temă cu ce se întâmplă în secunda asta cu privire la război. Da. Dar probabil, da, probabil aici om fi mai protejați ca... ca restul. Am înțeles că mașinile astea cu numărul albastru, așa, sunt taxi sau Uber, nu? Da, sunt mașini. Uite, chiar scrie acolo, VTC, vehiculul de transport comun, adică... Black cab. Da, sunt ca și Uber taxi, okay. Sau taxiurile, iarăși au așa matricula albastră. Este de transport de persoane în comun și public. Da. Doar ei trebuie să aibă plăcuța de matriculare albastră. Cum îți explici că în Spania e mai ieftin combustibilul ca în România? Că eu nu-mi explic. Nici eu nu-mi explic. Ce să zic? Deci pe bune, chiar nu-mi explic. Aici mi se pare că salariul minim e 1000 de euro, nu? Da, mi se pare e un pic mai mult. 1160 de euro cred că e salariul minim pe economie, dacă nu mă înșel. Și aia sunt toți banii tăi, numai de nimic la asta din banii, nu? Da, în mod normal da. Aia sunt banii, da, pentru că firma plătește firma pentru tine. Da? Da, firma îți plătește asigurarea medicală și cotizația la stat, dacă mă exprim corect. Am găsit pe autostradă, am găsit o mașină, un Passat de Maramureș. De Maramureș, de la da. Mine din zonă. Da. Eu din Baia Mare. Chiar eram, bă, dar ce poate să aibă un român în Spania decât Passat? Nici în Spania n-a scăpat de Passat. Oh, ce să ia unul. Cred că e M-ul ăsta. Ăsta? Da, se aude frumos. Nu e 135. 135. Da, 135, da. Se aude frumos. Da, se aude frumos. Se pare că asta, generația asta, noi sunt 2.0 benzină. Nu mai sunt 3. Da, biturbo, da, exact. Biturbo, nu mai sunt 3. Da. În rest, pe lateral Tesla, Fiat 500, Smart-uri acolo băgate la grămadă. Cred că cea mai bună mașină în într-o capitală? Da. Într-o capitală, da, probabil smarturile și sau mașinile mici. Cred că e pentru prima dată când văd seria 7 acolo în față și S-Class. E un seria 7 și un S-Class. Nu prea am văzut mașina asta. Da, după cum ți-am spus, mari. Spania nu este țara mașinilor fițoase. Sunt, evident că sunt, dar nu le vezi ca în România cu scuzele de rigoare. Da, în România așa e, prima dată mașina. Pentru că nu dau bani pe mașină. Uite, seria 7. 40 LD și 9S. Sunt, evident că sunt, dar nu... La fel de multe. Nu la fel de multe, exact. Aici știi cum este? Spaniolii privesc altfel viața față de noi români. Mi se pare că spaniolii se bucură de viață, adică... Foarte mult. Spaniolii își trăiesc viața la maxim, sunt și mult mai longevivi ca noi. Da? Ei pun foarte mult accent pe mâncare, pe vacanțe, sunt familiști,
să se simtă bine în familie. Eu m-am așteptat să vin în Spania să nu-mi placă deloc mâncarea, dar m-am îndrăgostit de ea. Deci am mâncat tot ce e posibil. Și stai, Mihai, sunt multe chestii care nu le-ai probat. Da? Cum ar fi? Cum ar fi, de exemplu, ei au un cocido madrileño, așa se numește. E un fel de fiertătură, ca să zic așa, că nu știu cum mă exprim. Super. Să fierbe și carne de porc și carne de pui, cu morcovi, cu cartofi. Se face o supă, un fel de supă de tăieței și după aia, la felul 2, carnea aia cu legumele fierte, cu cartofi, cu morcovi. Și de ce m-am îndrăgostit eu? De sangria. Sangria, da. Mamă, excelent, e cea mai tare băutură. Da, e super, super. Rece, uite și un Fiat. Abat chiar. Deci sangria, cea mai tare băutură rece, e genială. Și ori n-am înțeles, mamă, m-am simțit că dau cu genunchi de pământ. Știu, aia e senzația, într-adevăr, cred. În Spania ai voie să conduci cu o bere băută? Da, deci ai voie să dai 0,15. Dar e mult 0,15. Nu e mult. Mi se pare că sunt două beri. Aici berile în general sunt micuțe, sunt 0,33 sau 0,25. Nu, mai mică. 0,25. Să zice un botedin. Exact. Nu, 0,20. Ok. Un botedin, pentru că îl bei așa pe fugă. Sunt și la 0,33. Alea se numesc tercios. Hai că începem iară cuvântul. Hai să ne mai și răcorim puțin cuvântul din Madrid. Azi e o zi excelentă, 28 de grade, e lux. Mamă! Adrenalină pe motocicletă! Da, a făcut pe mine! Sunt curios cu Madi cum e! Dar Madi e mai nebună ca mine. Da? Da. Înseamnă că Madi o să-mi zică, dă-i! Dar noi da, noi da. Nu, 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 dar nu fac. Deci eu, așa e felul meu, de a nu... Mamă! Și dă-ți seama că e pusă pe eco acum, Mihai. E pe eco acum, nu? Da, e pe eco. Dacă îi dau jos eco, e mai agresivă puțin. Nu, până înapoi eco. Ok. Ok, perfect. Motocicleta asta are și a treia frână. Vezi? Ok, dar nu ține, ca la BMW, nu? Ba, ține. Ține? Okay. Ține. Da. Băi, frumos. Parcă îmi pare rău că plec înapoi în România, mă crezi? Dar mie îmi pare rău că pleci așa repede, adică îmi pare rău că... 5 zile, 6 zile. Că nu te-am cunoscut, adică nu, că n-am aflat mai repede, dar nu, oricum n-am fi putut, că tu ai venit sâmbătă, nu? Sâmbătă am stat, nu, am venit vineri. Nu, ai venit vineri, vineri, ai fost la botezul respectiv, am așa, la comunion. Și duminică. Și după ai plecat în Cartagena. Duminică am plecat pe la 6, nu 7, în Cartagena. Și, deci în Cartagena stă... Verișoara Romadii. Verișoara, da, ok. Asta e zona mare, e zona de bulevard, știi? Da, toată da. Zona asta. E o zonă mai modernă. Aici s-a filmat la Casa de Papel. Aici? Uite aici, pentru că n-au avut voie să filmeze în zona centrală ultima scenă cu profesorul. Okay. Aici, în zona asta s-a filmat. Când vine profesorul așa pășind, acolo s-a filmat. Foarte tare. Tu ai văzut filmul Casa de Papel? Nu tot. Nu? Nu. Trebuie să vezi finalul, neapărat. Vreau să mă uit la Stranger Things. E un nou serial, ce vei spune. Am auzit, da, eu nu prea văd Netflix, adică mi-e și ciudă că îl plătesc degeaba și nu prea vedem, adică nu prea ne uităm așa. Aici e zona de corporatiști, nu? Da, da. Aici sunt oamenii cu bani. Da. Care lucrează mult. Exact. Imediat ajunge la Santiago Bernabeu. Ok. O să-l vezi imediat pe dreapta, la 300 de metri. Ok. Și în față o să vezi blocurile înclinate. Asta vreau să le vadă și Madi. Da, da. Uite, edificiul ăsta este o copie a Empire State, ăla alb.
Ok. Mergem puțin pe lângă Santiago Bernabeu. Sunt lucrări foarte mari la Santiago Bernabeu pentru că vor să-l facă cel mai spectaculos stadion din lume. Păi, dar nu era cel mai mare oricum? Nu, mare nu. Nu? Cel mai mare nu. Mii, era galardonat, Mihai. Galardonat pentru că Real Madrid au cele mai multe Champions câștigate, dar cel mai mare e Maracana din Mexic. Ah, Maracana, da, chiar da. Da. Ăsta n-are numai 86.000. Da. Și stadionul din Barcelona are 98.000, cred că, dacă nu mă înșel. Dar unde joacă Real Madrid acum? Când? Păi aici nu, deci și interior? Semifinala, eu am fost la meci la semifinala aici, am trăit niște, o să-ți arăt videouri pe telefon, mie îmi place fotbalul, deci ce-am trăit se numește remontada. Madrid pierdea cu 1-0 și în ultimele 6 minute o câștiga cu 3-1. Să face pe la de găină, ceva unic, ceva ce nu poți să... Mi se pare că e făcătorul la pariuri. Da, se pare, dar ei, Real Madrid, au făcut 3 remontadas. Da. Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Manchester United și după a câștigat și finala în Paris. Ia uite, aici e templu alb, cum zic eu. Oh, da. Sunt lucrări foarte mari. Ok. Mamă, chiar e imens, frate. Imens. Vrei să opresc un pic, așa, no, sau? Nu, no, ok, din mers ok. Bun, ok. Să mai stau aici pe mare, dacă ne întoarcem înapoi. Nu, că vreau să mergem până la blocurile înclinate și au și 4 blocuri zgârinuri. Da? Ah, ok. Da, măcar să le filmez și alea și după aia ne întoarcem. Da. Deci e foarte mult de văzut. Știi ce, nu înțeleg eu, uite, trecerea asta de pietoni. Da? Mi se pare că nu le vezi, adică nu prea vezi trecerea. Ba, le vezi, da, știi din ce cauză odată, adică nu se mai vopsesc așa. Tocmai pentru noi, pentru motocicliști. Patina? Ca să nu patinăm pe ele, în momentul în care plouă. Da, dar aici nu prea plouă. Plouă, ba, sunt cum sunt. Da? Plouă rar, într-adevăr. Cred că nu o să mai plouă până prin septembrie. Mamă. Dar și când plouă, sunt poate când plouă 7 zile continuu. Da, în continuu. Ok. Da. La ora 1:30, două lumea merge la bar, bea o bere, bea un par de vin, după care se așează să mănânce. Da. Cel mai urât BMW. Ăsta, da, oribil. Tracțiune față. Oribil, oribil. Oh, da, mamă, dar ce frumos e aici. Plata de Castilla se numește. Astea sunt blocurile închinate. Chiar frumos. Bă, e zi, mă enervează că nu se vede la fel de frumos pe filmare ca pe perioadă. Volkswagen Scirocco. Da, da. Știi încă o chestie aici, Mihai. Foarte multă lume își cumpără mașini adecvat pentru vârsta lor, pentru... Da, 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 da. Nu-ți cumpără stirea așa de la 18 ani. Exact. Exact. Doar ca să arate că auto pe cea mai scumpă. Exact. Și eu mi-amintesc în Spania, în 2003, când mi-am cumpărat prima mașină, a fost un Ford Fiesta. După aia mi-am luat un Opel Astra H. H-ul are. Era din 2000... Nu, era din 2001. Ești aproape ca mine. H sau G-ul? H-ul, nu, H. Da, H, da. După aia, în 2007, mi-am cumpărat tot Opel Astra, dar nou. Mi-am cumpărat mașina nouă. M-a costat 27.000 de euro. OPC, nu, pardon, era 1.9 TDI,
1.9C DTI de 150 de cai. 120? 150. E mai bun la de 120. Era mai bun, da. Păi oricum, l-am vândut cu 110.000 de kilometri în 2010 și atunci am început cu BMW-ul. Și de atunci? De atunci am rămas fără mai pe BMW. De atunci sunt fericit. Da. În ghilimele. Da, te la scooter. BMW, cum zic spaniolii. Aici o să ne întoarcem. Da? Da, ne întoarcem înapoi. Am zis să n-au vis, să le filmez și astea și... Eu pot să opresc acum, gata. Da. Mafioților, sper că s-a auzit ceva. Încheiem și noi vlogul aici. Și pe data viitoare, plimbați-vă, fraților, că e mișto. Și Spania e o țară... Și vă aștept la Madrid. Vă așteaptă. La un tur cu motocicleta. Pa, pa!